Cele 21 de piese dintr-un depozit monetar descoperit în Războieni, Pitești, în perioada 1983-1985, au făcut obiectul simpozionului de numismatică desfășurat astăzi la Muzeul Județean Giurgiu Teohari Antonescu. Numite aurei, datorită faptului că sunt din aur, piesele cu greutăți între 4,5 și puțin peste 5 grame constituie cel mai mare tezaur de monede imperiale cunoscut pe teritoriul Daciei. Specialiștii apreciază că monedele au fost create în timpul lui Gordian al III. Din contră, decizia autorităților statului a fost ca tezaurul să se păstreze la Banca Națională a României, el tranzitând doar Muzeul de Istorie, unde s-a aflat în custodie pentru foarte scurt timp, în vederea identificării pieselor. Medalionul lui Constantin cel Mare, piesele numismatice din cadrul tezaurului de monede austriece și otomane din timpul lui Ahmed al II-lea, ori Ahmed al III-lea, au făcut de asemenea obiectul comunicărilor susținute în cadrul simpozionului de către Dan Pârvulescu, muzeograf al Muzeului Municipiului București. Monede otomane și austriece din secolul al XVIII-lea. Monedele descoperite la Gratia, aflate în prezent în colecțiile Muzeului Municipiului București, au beneficiat de o primă editare în anul 1968. Publicarea sumară și cu erori ne-a determinat să revăm studierea tezaurului, care este pus acum în circuitul științific cu detalii și ilustrații. Identificarea greșită a evidențiilor l-a determinat pe primul editor să considere că moneda cea mai veche din tezaur provine din timpul lui Ahmed III, însă după reexaminare s-a constatat că este vorba de o piesă de 30 de parale, care poartă numele sultanului Mustafa II. La rândul său, Emil Păunescu, directorul adjunct al Muzeului Giurgiufean, a apreciat importanța manifestării, subliniind că multe dintre materialele numismatice descoperite în timp, care alcătuiesc veritabile tezaure, au fost tratate la grămadă, fără a-și dovedi rolul important al descoperirilor venite în sprijinul istoriei.